Salutare, dragi, și bine v-am regăsit la un nou video pe canal. Astăzi vreau să vă arăt cu Windows XP. De fapt, nu este Windows XP, este Linux Mint, exact ceea ce folosesc și până acum. Version, sistem info, uite aici. Este Linux Mint, Cinnamon, etc. Doar că am zis, mă plictisisem de vechea tematică și am zis, băi, hai să caut și eu puțin despre el, așa, să văd. Pot să îl customizez cam cum îmi doresc eu. Și se pare că da, putem să-l... Mamă, cât de domn era de iconița asta de poză. Mi se pare genială. Butoanele de back nu sunt ele perfecte, dar băi, totuși, hai să fim serioși. Este un sistem din 2002 care, din punctul meu de vedere, Windows XP și Windows 7 au fost cele mai bune sisteme. Și acum întrebarea este, băi, cum să facem noi ca Linux-ul să pară ca Windows XP. Simplu, trebuie doar să rămâneți alături de mine și haideți să-i dăm drumul să vedem cum îl facem. Bun, în primul și în primul rând pornim mașinăria noastră virtuală. Aveam eu pe aici Oracle VM. Unde era, mă? Gata, l-am găsit. Era ascuns. În sfârșit, acum putem vedea și noi ceea ce scrie. Dacă vă aduceți aminte, în clipurile trecute, noi nu vedeam din cauza tematicii. Și haideți să dăm start la Linux Mint ca să nu stăm să ne batem capul, nu? Și revenim după ce pornește. Bun, i-am dat drumul din logo pentru a vedea exact că nu mint sau nu fac nimic diferit sau cum credeți voi, nu știu. Am dat drumul exact așa. Probabil o să dau un fast forward sau se pare că nu o să mai dau niciun fast forward pentru că știu oarece acum va buta. VirtualBox la băiatul cu Linux, VirtualBox login. Normal aici ar trebui să-mi scriu eu datele, dar pornește automat interfața grafică GUI, Graphical User Interface. Și până se încarcă, vreau să vă povestesc așa despre Windows XP. Cred că a fost sistemul pe care eu am învățat cel mai mult să lucrez, pentru că pe vremea când aveam Windows 95 și 98, nu aveam internet, aveam un cablu de telecom care îl conectam la calculator prin conexiune dial-up. Mamă, și țin minte și acum că mergea foarte, foarte prost. În schimb, când a venit Windows XP, deja apăruse Season. Cine este din București probabil știe. Băi, nu mi-afișează desktop-ul. De ce? Ciudat. Bun. Până poate stres să se încarce. Hai să ne uităm un pic cum am ajuns și eu să iau Windows 10. Căutam pe internet Linux Mint Team, da? Bineînțeles, Linux Mint Team și avem aici un site, Cinnamon Spice Linux Mint. Da? Cinnamon Spice este toate temele pe care le folosesc cei de la Cinnamon, adică și Manjaro și multe altele, și Arch. Cine folosește Cinnamon, practic, voi găsi temele aici. Și am găsit pe băiatul ăsta, Boomerang. Și am văzut, băi, a făcut o treabă destul de bună. Deci este valabil pentru GNOME, este, pentru Cinnamon, este, pentru XFS, este, LXD. Parțial, Mate este, KDE nu este și Unity nu este. KDE aparține de, mi se pare că de Arch, dacă nu mă înșel. Și bun, tipul ne zice să intrăm pe GitHub și să copiem de aici sursa. Bineînțeles, noi nu știm, pentru că noi suntem noobi în Linux, dar stați liniștiți, pentru că cred că în mintea voastră veți spune, băi, da, știi care e ideea? Eu nu prea știu să mă joc cu consola. Și da, poate fi puțin. Băi, văd că nu mi-afișează, o să dau un restart la mașinărie. Poate își revine. Power off. Ia să văd eu aici ceva la display. Enable 3D. Păi e ok, adică
Nu știu ce nu merge, mai încercăm încă o dată. Da, despre ce vorbim, că nici nu mai știu, uite, îmbătrânesc și uit ceea ce ziceam. A, da, și căutam tematici și l-am găsit pe tipul ăsta. Băi, mi s-a părut genial și lumea, acum probabil va zice, exact cum am zis mai devreme, băi, că trebuie să intru în comand terminal, că nu știu ce, că va fi greu, că nu știu ce. Nu, credeți-mă că nu va fi greu. Totul este foarte, foarte ușor. Nu trebuie să vă bateți capul. Doar copiați ceea ce zic eu sau, bineînțeles, puteți să căutați în descriere, veți găsi comenzile folosite. De ce folosim comenzi și nu folosim GUI, adică click dreapta, save, etc. Pentru că ne ia foarte mult timp. Ar trebui, practic, normal, clipul de instalare este, să zic, undeva la 2 minute maxim, dar din păcate, da, nu știu ce are, o să dau cu, o să dau, bineînțeles, cu al meu, da? Deci, descriem un terminal, nu știm, apăsăm aici, scriem terminal. Această tematică este valabilă pentru Ubuntu, pentru Linux Mint și pentru majoritatea distribuțiilor care folosesc Ubuntu la bază sau Debian, da? Și avem așa sudo apt install wget git. Da? Deci sudo înseamnă te rog, apt install este pachetule, instalează wget git, da? Ne cere parola, bineînțeles mie o să-mi spună că este deja instalat, cred că așa trebuie să-mi zică. Da, the following package are automatic installed and no longer required. Deci voi dați comanda asta. Da? Pe om o veți da wget https două puncte bară bară archive.org slash download slash bliss liniuță 600 dpi slash bliss liniuță 600 dpi.png, da? Minus P în folderul ăsta, așa, slash pictures. Deci, ca să înțelegem ceea ce comandăm noi acum, da? Noi comandăm acum calculatorului să ne descarce imaginea aceasta, da? În folderul pictures. Bineînțeles, este background-ul, în caz că nu v-ați dat seama, este background-ul de la Windows XP, cel pe care l-am și eu aici, da? Haide, mă. Descarcă-te odată, ca să înțelegeți cât de greu merge mie internetul. Haide, mă. Bun, deci cam asta face comanda asta, da? Ne descarcă wallpaper-ul. Bun, 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 bun. Pe urmă, avem git, da, pentru că vom folosi git, da, GitHub-ul, git clone, da, https bară bară github.com slash bmare 00 merang liniuță project slash windows minus xp.git. Da? Deci noi vom clona în momentul ăsta Windows XP.git, da? Slash Windows linuță XP linuță XP cu X și P mare temes, pardon. Asta ce înseamnă? Când ne va face un folder de teme și un folder de icons, o să vi-l arăt. Deci, TMS, da? Vom da comanda asta. Ca să vă și arăt că eu am dat comanda asta. Dăm un ls și am aici Windows Teams, vedeți? Bun. Acum vom da git, da? După ce s-a descărcat, să zicem, git clone https://github.com slash bmare00 merang liniuță artwork cu A mare
slash windows liniuță xp mare punct git spațiu windows liniuță xp mare liniuță icons, da? Și o să ne descarce artwork-urile, adică iconițele, în folderul icons, da? Deci asta a fost, cam, să zic, cele mai grele comenzi. Bun, acum, ca să facem un folder în Linux, putem să dăm click dreapta, dar va fi mai greu pentru că va trebui să-l copiați voi în folderul de teme de rădăcină al Linux-ului. E un pic mai greuț. Make dir, mă scuzați, .tms, spațiu, .icons, da? Se va crea folderul de teme și de icons, da? Bine, mie nu o să-mi zică direct că există așa ceva, pentru că, na, am făcut. Da? Și acum, copy, minus r, adică cu acces de root, cum ar veni, cratimă sus, să zic așa, Windows, liniuță XP mare, liniuță TMS, da, slash Windows, XP, Luna, închidem, cum cheamă, cratima, habar n-am, nici mai știu cum se numește, spațiu, infinit, slash, punct, TMS. Comanda face, copiază din, ca acces de root, din Windows XP TMS, XP Luna, în folderul TMS, da? Bun. Pe urmă, vom da aceeași comandă, numai că în loc de XP TMS, vom pune XP Icons, da? Închidem paranteza de sus, spațiu, infinit, slash, punct, icons. Da? Deci cam asta vom da comenzile astea, atât. Pe urmă vom închide terminalul, nu mai avem nicio treabă. Intrăm în Start sau ce aveți voi, scriem TMS, teme, da? Și vom avea așa. Haideți ca să pun cum era înainte, ca să vă dați să voi seama. Era așa și hai să zicem așa. Da? Deci să zicem că era așa Linux-ul nostru, da? Bun. Vom da click pe Window Border, vom selecta Windows XP Luna. Pe urmă, pe Icons, vom da pe Windows XP Icons. Pe urmă, pe Control-ul, pe controle, vom da, bineînțeles, pot să fac și Windows 10, ca să înțelegeți. Am și aici, unde era Windows 10, da? De exemplu, acum am tematica de Windows 10, trebuie doar să schimb culorile. Mă rog, deci, Luna, XP Icons, Windows XP Luna și la desktop, aici este cel mai important, dăm din nou Luna, da? Bineînțeles, am și Mint XP, care arată cam așa, dar nu prea îmi place cum arată, sincer să spun. Am încercat, v-am spus, mai multe versiuni, nu prea arată cine știe ce, dar cu Luna, în schimb, îmi place cum arată, arată bestial. Și cam atât. Asta este. Vreți să schimbați sunetele? Nici o problemă. Dați pe Sound. Application. Nu, la Sounds. La Starting Signal. Da? Așa pornește Windows XP Starting Sound. Da? Vom lua Windows XP Startup. Asta e. Uite de... Luăm așa, YouTube, MP3, bă, mi se pare că aveam un... uite aici, direct, aveam un add-on, știam eu sigur că am un add-on, prin care se descarcă, uite, download MP3, save file, bam, frumos, starting, da, îl selectez de aici, de download, bă, download mi s-a descărcat? Da, în download. Dar mi se pare că trebuie să fie OGA. Nici o problemă. Există internet, da? OGA, nu. MP3 to OGA. OGA, mă? Dăm OGG mai bine. Am văzut că funcționează și cu OGG.
OCC Converter Online, uite aici. Online OCC Converter. Convert audio to OCC, da? Dăm pe Downloads, dăm pe Microsoft Startup System. Se uploadează. Bun, Start Conversion. Nu mă interesează ce nume îi pune, ce... Este doar de test chestia asta. Oricum o să mi-o fac în așa fel încât să le am. Pentru că mie, repet, mie mi-a plăcut foarte, foarte mult Windows XP. Am fost, cred că, nebunit pe el. Uite-l aici, OGG-ul. Și acum, ia, să vedem, testăm. Voilà! Și, bineînțeles, căutați sunetele pe internet, le găsiți, nu are rost. Dar, hei, totuși, suntem în 2021. Da, probabil o să ziceți, da, bă, dar folosești un Windows, o interfață destul de veche. Veche, neveche, mie îmi place. Cel puțin asta este părerea mea și chiar am întrebat-o pe soția mea, care este noob în calculatoare, ia zi-mi și mie, mai știi Windows-ul ăsta? Și la care ea, da, e ăla vechi de demult. Și zic, nu, greșit, este Linux. Deci, dacă ea nu și-a dat seama, oare alții își vor da seama? Nu știu, lăsați-mi într-un comentariu voi ce credeți despre această temă. Se merită? Nu se merită? Și în curând voi posta încă un clip în legătură cu Linux, de ce este bine să ai Linux și de ce nu este bine să ai Windows în 2021, repet. Da, cam asta a fost astăzi. Nu uitați, rămâneți creativi. Eu sunt băiatul cu Linux. Lăsați-mi într-un comentariu să știu ce părere aveți voi despre tema asta, ce părere aveți despre Windows XP. Și bineînțeles, dați un like, un dislike dacă nu v-a plăcut și ne auzim data viitoare. Pa, pa!